Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. Făgărașul va fi a doua localitate din județ cu un spital de urgență, după cel din municipiul Brașov. Pentru a obține acreditarea, unitatea medicală îndeplinește deja condițiile cerute. Are un bloc operator performant cu respectarea standardelor în domeniu, investiție demarată de autoritățile locale în subordinea cărora funcționează spitalul, iar laboratorul de analize medicale este acum în procedură de acreditare. Încă din anul 2013, în comuna Viștea s-a dat startul unui amplu proiect în valoare de 1,5 milioane de euro pentru introducerea sistemului de canalizare. Primarul localității Florin Ioani a precizat că sistemul este în faza probelor de funcționare. Grosul banilor pentru aceste lucrări vine de la fondul de mediu, iar cofinanțarea primăriei Viștea este de 17%. Deputatul PSD Mihai Popa a fost achitat în procesul în care era acuzat de șantaj. Decizia instanței poate fi atacată în apel. Popa a fost trimis în judecată de DNA pentru presupuse fapte de șantaj, folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Soluția a fost dată pentru ambele capete de acuzare, iar fapta nu este prevăzută de legea penală. Niciunul dintre laboratoarele de stat ce aparțin de spitalele publice nu este acreditat. În consecință, acestea nu primesc bani din Fondul Asigurărilor de Sănătate. Banii merg doar către laboratoarele private. Conducerea Consiliului de Administrație de la Spitalul Municipal din Făgăraș, tocmai din acest motiv, vrea să acrediteze RENAR, laboratorul de analize medicale din incinta unității sanitare. Mariana Câjiu susține că pas cu pas de 1,5 ani încearcă să rentabilizeze toată activitatea spitalului. Nu dorim să intrăm în conflict cu angajații spitalului, dorim ca ei să aibă toate drepturile salariale care li se cuvin, dar de asemenea dorim ca să se respecte legalitatea. Am spus de asemenea că pe lângă pierdere, pe lângă faptul că se acordau aceste sporuri angajaților, pe lângă faptul că am găsit laboratorul într-o stare de ilegalitate, pe care în perioada următoare, la solicitarea mea, primarul va avea, fiindcă și-a trimis auditorii un raport în acest sens și am spus că nu voi avea nicio emoție să sesizăm și instituțiile statului pentru ceea ce s-a întâmplat la laborator, pentru faptul că nu a fost acreditat RENAR și pentru pierderile și prejudiciile pe care prin neacreditare au fost provocate spitalului. Pacienții au nevoie de acest serviciu. Spitalul Dr. Aurel Tulbure de la Făgăraș este singurul spital de stat din România cuprins într-un program național de terapie intensivă. De asemenea, unitatea sanitară va fi acreditată să funcționeze ca spital de urgență. Am reușit să obținem clasificarea de spital de urgență și ultima clasificare cu al patrulea medic care ne lipsește și care este trimis la competență și la curs la Târgu Mureș, se va face până la sfârșitul anului. Am reușit să punem spitalul pe un program național de terapie intensivă, fiind singurul spital municipal din România care este pe un astfel de program. Am reușit să obținem de la Ministerul Sănătății să vină controlul pentru bugetarea, pentru finanțarea centrului de primiri urgențe de către Ministerul Sănătății în acest moment, folosindu-se veniturile spitalului pentru serviciile acordate pacienților. Spitalul municipal din Făgăraș este al doilea ca mărime din județul Brașov. În cadrul unității sanitare se asigură asistență medicală de specialitate, preventivă, curativă, de recuperare, de îngrijire a femeilor gravide, a mamelor și a nou-născuților, a bolnavilor internați. Unitatea sanitară dispune de spital, ambulatoriu de specialitate, o secție de hemodializă și un centru de sănătate mentală. Localitățile Viștea de Jos și Viștea de Sus își pot căpăta cu ușurință titlul de sate europene. Asta pentru că în cele mai mari sate ale comunei Viștea, peste 500 de locuitori, vor avea condiții de trai ca la oraș. Toate satele comunei au sistem de apă, respectiv Viștea de Sus, Viștea de Jos, Rucăr și Olteț, iar canal vor avea pentru început numai cele două localități. Proiectul finanțat cu suma de 1,5 milioane de euro din fondul de mediu îmbunătățește calitatea vieții oamenilor de aici și respectă întru totul normele privind protecția mediului. În momentul de față, la Viștea de Jos s-a finalizat o lucrare importantă, sau cea mai importantă lucrare din ultimii ani,
canalizarea din satul Viștea de Sus și Viștea de Jos. Suntem în perioada de probe în stația de epurare, îndeplinim parametrii legali din punct de vedere al sănătății publice, al mediului, al apelor române, urmând cam maxim 30 de zile această lucrare să fie finalizată. Cu siguranță va mai fi o perioadă până când oamenii se vor branșa în totalitate, pentru că lucrarea a prevăzut și branșamente individuale pentru fiecare gospodărie în parte, urmând ca partea de, să zic, de legare a fiecarei gospodărie la sistemul de canalizare să fie făcută de fiecare proprietar în parte. Ne bucurăm că am realizat această investiție pentru că este ultima utilitate a celor două sate, deci aici avem alimentarea cu energie, alimentarea cu apă, alimentarea cu gaze naturale, mai aveam partea de canalizare și astăzi întrunim toate condițiile să trecem la următorul standard, să zic așa. Primarul comunei Viștea, Florin Ioani, conduce Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului Țara Făgărașului. Consideră că alte două obiective importante sunt cele destinate dezvoltării turismului în Țara Făgărașului. Avem două obiective importante care le demarăm în primăvara acestui an. Este vorba de marcarea două trasee importante. Traseul care pleacă din Transfăgărășan și trece prin satele din partea de munte, satele din Țara Făgărașului, este vorba de drumul județean care traversează de la orașul Victoria și până la Perșani. Deci acest drum, din spusele specialiștilor și a celor care fac turism și ciclism în mare parte, au spus că este cel mai spectaculos, printre cele mai spectaculoase drumuri din țară, pentru că pune în valoare atât satele cu patrimoniul lor cultural, precum și foarte bine patrimoniul natural. Vorbim de munții Făgăraș, emblematici în România și care sunt văzuți foarte bine în momentul când ești un pic, nu chiar la poalele lor, un pic în satele, unde ești un pic mai retras și vezi în ansamblu. Tocmai de aceea, noi ca și prioritate, am introdus acest traseu ca el să fie marcat și să fie funcțional în primăvara acestui an. Al doilea obiectiv este un nou traseu care îl facem pe partea dreapta a Oltului. El vizează să legăm două obiective importante, cetatea Făgărașului de biserica, mănăstirea cisterciană de la Cârța. Este al doilea obiectiv din Țara Făgărașului care, ca număr de vizitatori și acest drum, să zic, pune în valoare partea de Ardeal, satele Săsești, bisericile fortificate, zona lacustră, partea Oltului. Aici avem și două castre romane, unul la Cinșor și unul la Feldioara. Să zic, o parte din el putem să-l numim și drumul roman. Și deci acolo punem în valoare satele din partea dreapta a Oltului. Sunt două obiective asumate de primarii din Țara Făgărașului. Fiecare primar se ocupă de infrastructura lui pe aceste drumuri. Și mai departe, ca obiectiv al acestui an, vom face marcări pe 400 de kilometri de trasee în Țara Făgărașului. Unele trasee sunt locale, altele sunt trasee de legătură între sate, dar obiectivul este foarte îndrăzneț și sperăm că până la sfârșitul anului să putem finaliza această marcare. În momentul de față o avem și contractată. Traseele turistice vor fi marcate în colaborare cu Asociația Carpatina Ardeleana a Turiștilor cu experiență în astfel de activități. În luna iunie, Făgărașul și zona vor fi vizitate de reprezentanții Asociației Rețeaua Intercomunală pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Oerbergland, Bavaria, Germania, cu care s-au întâlnit în toamna anului trecut 15 primari de la noi. Oaspeții bavarezi vin aici pentru a încheia parteneriate, exprimându-și intenția de a stabili o colaborare mai strânsă între comunități.
Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție l-au achitat miercuri 15 mai 2019 pe deputatul PSD Mihai Popa într-o cauză privind presupuse fapte de șantaj și folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Achitarea a fost pronunțată de către două dintre cele trei judecătoare din complet și soluția a fost dată pentru ambele capete de acuzație, iar fapta nu este prevăzută de legea penală. Sentința poate fi atacată cu apel la un complet de 5 judecători al instanței supreme. Reamintim că pe 30 octombrie 2017, DNA a anunțat punerea sub control judiciar, iar aproape două luni mai târziu, pe 21 decembrie, trimiterea în judecată a deputatului Mihai Popa, acuzându-l că l-ar fi șantajat cu demiterea pe un primar din zona Făgărașului, cerându-i în schimb să o mențină în funcție pe o protejată a parlamentarului, pe motiv că altfel i-ar afecta imaginea sa de lider influent care își protejează oamenii apropiați și controlează deciziile autorităților în raza sa. În legătură cu acuzația de folosire a influenței, DNA l-a inculpat pe Mihai Popa pentru că alt primar, coleg de partid, de data aceasta dintr-o comună din zona Făgărașului, i-ar fi cerut parlamentarului să intervină pentru ca reprezentanții școlii din acea comună să nu fie sancționați de către Direcția de Sănătate Publică Brașov. Popa ar fi acționat în calitatea pe care o avea de parlamentar, președinte al organizației Făgărașa PSD și secretar executiv al organizației PSD Brașov.